Na, presencia voastră. Distinsă asistență, aș vrea să fiu scurt. Eu sper să fiu. Să știți că eu nu sunt împătimit de lansări de cărți. Eu nu mă duc nici la târgul de carte și o singură lansare mi-a ajuns. Această carte a fost lansată într-un loc pentru mine sacru, în Calea Victoriei, în frontalul, în portalul Teatrului cel Mare, vivind la 1852, de frăția și de Eliade Lăbrescu și de Balcu Ștrivei, care frontalul s-a ridicat după ce Primăria Capitalei a vândut terenul pe care fusese clădit Teatrul cel Mare și eu ajunsesem director al Teatrului Național, mi-am dat seama că terenul era al meu, al Teatrului Național și Primăria vindea mult, care nu-i aparținea, pentru că nu statul român, așa cum era el atunci, când era Gheorghe Bidescu, fratele lui Barbu Știrbei, domnitor, și Eliade Rădulescu și Câmpinanu și frații Golești și Bălcescu au pus bani de la ei și au cumpărat terenul de la surorile Merișescu, pe care să ridice acest altar închinat limbii române și literaturii române și spiritualității românești. M-am dus la primul ministru, i-am explicat că e păcat că s-a vândut terenul, trebuia să-mi dea mie banii pentru Teatrul Național și Primăria a vândut un lucru care nu-i aparținea. În sfârșit, am încercat să găsesc o formulă. S-a găsit o formulă, secretarul general al Guvernului a venit și mi-a explicat că nu se mai poate face nimic, pentru că nu, de la stat la stat nu se mai poate da nimic înapoi. Adică Teatrul Național devenise al statului între timp, dar nu statul construise, și Primăria era așa a statului, și atunci nu mai putea să-mi dea mie înapoi uzufructul acestei vânzări către colosul Novotel, hotelier mondial, franțuzesc la origine, și să rămânem așa. Și am rămas așa, dar am cerut măcar pe locul pe care să intra Teatrul cel Mare, să ridicăm frontalul. Eu aveam planurile arhitecților francezi și planul al portalului ăsta și să-mi facă deasupra portalului, în interiorul lui, o sală de măcar 100 de locuri pentru Teatrul Național și să-mi aparțină mie ca și frontal. Atâta gălăgie am făcut în presă și la televiziune și peste tot și pe ușile primului ministru, care a fost foarte atent cu mine și cu ideile mele, și s-a ridicat portalul. Francezii au tras un perete de sticlă între portal și hotelul lor, a fost o ispravă franțuzească așa. Dar mie mi-a convenit și așa, s-a ridicat portalul exact așa cum a fost și am cerut aproape 20 de ani, 15, 17 am aici. Sigur, să se scrie pe portalul ăla că e portalul Teatrului Național și lumea să știe că acolo a fost altarul limbii române, literaturii române, spiritualității și identității naționale. În sfârșit, mi-au promis câțiva primari că fac isprava asta, n-au făcut-o până ora în plecă, o primăriță care cu școală și cu aplecarea spre carte, am înțeles și în sfârșit, acum două luni de zile s-a pus o placă pe portal care mi-au cerut mie să scriu textul ce reprezintă acest portal și semnătura mea. Și am vrut să-mi lansez cartea acolo. Și francezii mi-au deschis hotelul, nu mi-au cerut bani, că mai înainte cereau vreo 3.000 de euro pentru o oră, mie, care era proprietarul portalului. Așa, și acum m-au rugat să, într-adevăr, să viu, să ne împăcăm și au deschis și sala care are 150 de locuri. E o sală în amfiteatru, o frumusețe în cadrul acelui portal. Și am și inaugurat-o lansând memoriile mele. Am avut norocul să citească memoriile și
președintele Academiei, dar a fost cineva care l-a citit înaintea lui și să vină să vorbească despre această carte și am reprodus în carte un eseu al lui Aurel Pop despre mine și despre biografia mea și am reprodus și pe copertă și m-am mulțumit cu această lansare. N-am vrut să mă duc din alte târguri, ca acum, la târg, a fost cartea expusă. Însă am venit de fiecare dată când mi-a apărut o carte la Râmnicu Vâlcean, pentru că această lansare de la Râmnic nu făcea parte din ciclul lansărilor pe care eu le-am refuzat întotdeauna. Era o nevoie a mea de a mă întâlni cu Râmnic. Și dacă vreți să vă spun, din dragostea mea față de Râmnic și cu ocazia asta îi spun directorului bibliotecii că eu nu m-am născut la Sfântuia, ci la Râmnicu Vâlcean. Sunt fiul orașului. Mai sunt în filmul noastră care e emoționat câteva inadvertențe, dar asta am vrut să o corectez acum. Și să știți că eu m-am născut chiar la Râmnicu Vâlcean, chiar ca fiul al orașului. Și eu vin în oraș nu ca cei care vin prin oraș la conducerea orașului din 4 în 4 ani la alegeri și te întâlnești cu ei și dispar ca fulgii de, sau cum se numesc ăștia, de primăvară. Fulgii de zăpadă primăvară. Și care nu au avut timp mai niciodată de mine și despre mine să... Mi-a făcut un vizită mai acum câțiva ani și m-a asigurat, maestre, de mâine dimineață vă aștept, m-am îmbrăcat frumos, n-aveam tricolor, sunt postier, n-am venit. Pe-aia telefon la București, mâine dimineață vin la dumneavoastră să fiți pregătiți, m-am pregătit, am îmbrăcat și nevasta frumos. N-am venit. Nu m-am mirat. M-a mirat însă prezența prefectului, care nu e funcționalul orașului, ci al guvernului. Și care m-a emoționat, vă spun sincer, pentru că eu mă așteptam, adică eu nu mă așteptam. Și îi mulțumesc pentru că ai făcut o ispravă pentru administrația noastră, care ar trebui să înțeleagă odată pentru totdeauna că țara asta nu poate ieși din situația în care se află fără știință de carte și fără dragoste de carte, fără dragoste de cultură. Învețe oamenii care să înghesuie să conducă țara asta, că trebuie să înceapă prin a da bună ziua acestei țări. Și cu asta să înceapă conducerea țării. Că e grea conducerea țării. Dacă n-ai știință de carte, n-ai dragoste de carte, n-ai citit nici visul mai și Domnul. Și ăsta e adevărul. Ați văzut când să pot ignesc câte un ministru așa la televizor să spună trei cuvinte, unul chiar de la învățământ. Era o nenorocire săracă să spună cum îl cheamă. Iar altul, când îmi întrebai, ceva începea să plângă. Și să plângă mai mult de dragul țării decât cei care se uită la cine-i conduc. Deci eu am venit aici, să știți, pentru dragostea mea, pentru Râmnic. Pentru că e sufletul meu aici. Pentru că am crezut în această vatră de spiritualitate românească, bogată, plină de credință creștină. Este una din cele mai frumoase vetre de spiritualitate din întreaga această țară. Și ea trebuie iubită așa cum am iubit-o eu, cred, și n-am făcut încă destul pentru ea. Știi, am aflat că să intenționa să desfințeze două teatre, să facă unul. Eu nu aș desfința nimic dacă eu n-am înființat ceva. Pentru că eu sunt la temelia teatrului Anton Pan. Aici, martor, este Doru Mocioc. La mine, în Fribor, la Sfântuia, i-am dat numele, m-am bătut la minister, pentru că puteam să mă bat pentru ideea de teatru. Trebuie menținut un teatru. A fost un mare scriitor francez acum câteva săptămâni la Bulcea. Am scris atunci un articol care e și în clipa de astăzi. Un spectacol european la Râmnicu Vâlcean. Mi-a crescut inima când am văzut spectacol. Bruckner este unul din cei mai mari scriitori contemporani în Europa și nu numai.
Este un om de carte, un literat de excepție. Și a venit la mine acasă după ce am văzut spectacolul și era impresionat. Și știți de ce a fost impresionat acest Brugner? Și eu, pe mine mă onorează faptul că el a vrut să ne cunoaște și să-mi fac o vizită acasă. Vrea la Sfătioară, dar eu n-am putut să mai rămân la Sfătioară. Mi-a spus ceva, e absolut emoționat. Domnule Săraru, m-a emoționat publicul dumneavoastră de teatru. Este un omagiu adus acest oraș. A fost cel mai bun oraș de teatru din provincia românească între cele două războaie, spunea Sica Alexandrescu, marele regizor, a cărui mamă, prima profesoară de limbă și literatură română din școala românească, era din Râmnicu Mâncea. Și m-a emoționat și pe mine, ca pe scriitorul francez, câtă dragoste și respect a avut pentru publicul din seara când a văzut el al doilea sau al treilea spectacol, al treilea, al doilea. Eu l-am văzut pe primul. Să știți că m-am simțit eu mândru că sunt din Râmnicu Mâncea, pentru că un mare scriitor francez cunoscut pe toate meridianele omagiază un public acela din Râmnicu Mâncea. Știți ce mi-a spus o spectatoare tânără, deșteaptă, pe care eu o prețuiesc față? Spectacolul ăsta va da altă față de Râmnicului. Și așa este, după părerea mea. E un spectacol pe care vă recomand să-l vedeți, pentru că este un manifest. Spectacolul, un apel la umanitate, la demnitate, la respect reciproc, la respectul oamenilor și al fiecăruia dintre noi, pentru fiecare dintre noi. Mă întorc la de ce am venit aici, cu această carte de memorii, pentru că 13 din cartea asta s-a plămădit aici, în biografia mea, în adolescența mea, în tinerețea mea, în maturitatea mea, pentru că eu, în momentul în care intram pe podul de peste Olte în Râmnicu Mâncea, uitam ce vârstă am, ca și acum când am venit. Deveneam mai ușor, deveneam mai tânăr, vedeam mai bine decât văd acum. Și eram, mă bucuram, aveam impresia că pot să iau viața de la început. Și una din marile bucurii, vă spun, ale acestui râmnic, este că eu am transmis de pe ruinele orașului care se construia din nou, de pe ruinele chiar ale caselor din jurul casei lui Anton Pan, momentul când casa lui Anton Pan a fost mutată ca să nu fie dărâmată la cererea mea și am adus pe inginerul Iordăchescu, a murit acum câteva luni, în altă sfinția sa știe, a venit aici și el, a înțeles că trebuie mutată casa lui Anton Pan. Și asta e sufletul spiritualității Râmnicului Mâncii, să știți. Pentru mine este un miracol că această casă nu o ia aparținului, dar a aparținut epocii lui Anton Pan. Și Anton Pan a fost primul mare dramaturg român profesionist care ne-a învățat povestea vorbei. Și de asta îi spuneam lui Doru Muțu să faceți actele ca să-i zică teatrul Anton Pan. Pentru că Anton Pan aici a scris povestea vorbei. Sub acest cer. După cum Caragiale, sub acest cer, când era inspector școlar la Râmnicu Mâncea, la sfârșitul veacului trecut, s-a inspirat pentru scrisoarea pierdută. Orășel de munte. Da. Avem aici profesori emerit. Ar trebui să fim foarte mândri și să ne aducem aminte ce mari personalități a dat Mâncea. Eu, în numărul de astăzi, pe care l-am adus aici, a revistei Clipa, un intelectual tânăr din Mâncea reia portretul lui Drăghicescu. Cel mai mare sociolog român și cel mai mare cunoscător al spiritualității românești și al psihologiei românești este fiul unui învățător de la Lădești, Drăghicescu. El a fost și primul președinte al Națiunilor Unite, înaintea lui Chitulescu. Și un mare diplomat. El a scris o carte din psihologia poporului român, cereți-o la bibliotecă, citiți-o și vă apucă frica de cine suntem noi. Pentru că el a avut curajul să ne pună o oglindă în față. Și această personalitate n-are o statuie în Râmnic. N-are. Și ne bucurăm așa să n-avem o statuie, să n-avem un soclu. Vorbea aici în Alta Sfinția sa că fără
modele, fără repere, nu putem înainta, așa este. Râmnicul este atât de bogat în repere, cum nu se poate. Întemeitoarea dinastiei brătienilor este din Râmnic, fiica unui boier, din Râmnic luminat. Ea a născut toți fiii și pe Ion ce Brătianu, a fost soția lui Ion Brătianu, bătrânul, creatorul, datorului în model. Pia Brătianu. Aici s-au prămătit, cum să spun, un actor mare de teatru. Unul din cei mai mari actori de teatru l-a născut pe Radu Berigan. El și cu Mița Filotii, cu Ioan Povescu. Să... Eu aș, dacă aș stai aici, dacă aș fi tânăr, m-aș angaja, eu știu, ceva la Râmnicul Brâncean, ca să punem pietre pentru fiecare loc în care, care mărturisește câtă spiritualitate, câtă dragoste de carte, câtă știință de carte s-au zămislit în acest oraș. Și pentru el am venit. De dragul acestui oraș a venit. Și vă mai spun, am un prieten la care țin foarte mult din copilăria lui, că eu sunt bătrân, Doru Mătrog, care chiar e scriitor. Bravo! Care e profesor și care îmi dă mie sentimentul că mă aflu în fața unui intelectual. Așa de ușor să ne jucăm cu intelectualii în ziua de astăzi, nici nu mă mir. Da, nici nu mă mir. Da, în sfârșit, și-a venit aici pentru oraș, pentru un prieten ca Doru Moțoc și pentru un mare prieten al meu de astăzi și ea să vă fac o mărturisire, că până acum v-am ținut numai mărturisiri. Aici se află în stânga mea un om pe care eu îl cinstesc și îl prețuiesc foarte mult. Este despre dânsul, vorbesc în carte, este duhovnicul meu, e mai tânăr cu aproape 40 de ani decât mine, vă dați seama. Dar sunt, este duhovnicul meu și care a avut o să vă, da, să vă surprindă. A observat Doru Moțoc că la un moment dat scrisul meu s-a schimbat. De la romanul Ura din ochii vulpii până astăzi, scrisul meu s-a schimbat. Editorul meu va publica acum cele trei cărți, Ura din ochii vulpii, Corida și Marele Premiu la Monte Carlo, cu o banderolă, Schimbarea la față. Pentru că e schimbarea la fața scrisului meu. Se datorește în altea Sfinției sale. Vă salut! Care e un intelectual de mare rafinament și de mare prieten cu scriitorii francezi de care vorbeam, prieten și cu Bruckner, prieten și cu Eric Schmidt, prieten cu cardinali care au venit să-l vadă aici, cardinali catolici, prieten cu... O să vă, să nu vă spărați că vă dezvăluiesc din biografia mea. Prieten chiar cu patriarhul ecumenic de la Constantinopol, care i-a trimis de drag că e mai bătrân. E și ușor să fii mai bătrân față de un om de 50 de ani, vă dați seama. Așa, i-a trimis o fotografie să o aibă pe birou, patriarhul ecumenic al lumii ortodoxe, un cățel lângă el, să șarcă și iubește un cățel. Și eu am zis, domnule, trebuie să-i spui și un atac. Câți căței, câte oi, câte capre finlandeze, câți măgăruși ai la episcopie să-i primesc o dată o poză cu toată liua tare, care este un titor. A făcut în 5 ani atât de isprăvit orașul ăsta și în cadrul episcopiei. Cum nu se vedeți, știți mai bine ca mine cum arată parcul episcopiei. Nu este o grădină de flori ca un rai. Eu am văzut acum o lună de zile ușor înfloriți în toate culorile, nu venea să plecă să le arăt din cușa. Și mi-am adus aminte când eram copil, când ne lăudam, că Râmnicul e oraș mediteranean. Păi da, pentru că venea un fuior de aer de la Mehedinți până la Bistrița, un castani comestibil și asta era un fior. Și un fuior de aer mediteranean și Râmnicul are un parfum primăvara și un parfum toamna, cum nu se mai poate. Și nici nu știți în ce oraș trăiți dumneavoastră și îmi pare rău că nu pot să iau și un apartament sau o garsonieră aici, să mai stau câțiva ani, nu mai am timp, că la 90 de ani câți ani să mai stau. Numai Gerasim m-a răspuns cuiva, zice, când îmi trăiți să Gerasim vreo 8, 90 și
94-95 de ani și ce proiecte mai aveți dumneavoastră? Și el a spus, mă gândeam ca mai la bătrânețe să mă retrag la anul ăsta, să-mi pun niște proiecte la punct. Așa și eu acum, dacă am norocul ca mai la bătrânețe să mai scriu o carte, să știți că mi-au o gastronieră. În sfârșit vreau să vă spun că datorită în al preasfințitului am scris cărțile acestea și el a fost primul care le-a citit, el a fost primul care a citit și memoriile și am avut de atâtea discuții și pentru romane cu dânsul. A fost pentru mine un stimulent extraordinar și m-a ajutat să îmbrâncesc viața. În sfârșit vreau să vă mai spun două lucruri și închei povestea cu dumneavoastră. Am venit aici și pentru o librăreasă, să știți, care este Isabela. De la... Să știți că puține orașe și nici Bucureștiul n-au asemenea librăreasă ca Isabela. Mie mi-e frică, ea citește toate cărțile, a fi impresia că n-are familie, n-are copii, n-are bărba, n-are nimic, stă și citește. Dar este atâta dragoste carte în ea și atâta poezie în ea și de fiecare dată când am vrut să lansez o carte aici, ea a fost atât de doritoare să fiu aici, încât chiar o laud și vă spun că m-am gândit mereu și de bază mea știe, Doamne, ne ducem la Isabela să lansăm cartea. În sfârșit, vă mai spun un lucru. Există un loc pe care îl iubesc acum foarte mult, pentru că îmi aduce în amintire terasa hotelului Sofia, cu imaginea parcului Râmnicului Mâlcea, e parcul copilăriei mele, e parcul adolescenței mele. Retrăiesc, uit ce vârstă am, uit că mă doră toate, că mai ales cu ploile astea a fost o nenorocire. Nu mai știu ce nu mă durea. Dar am venit azi dimineață și m-am așezat pe terasă să beau o cafea, am uitat în toate. Și am uitat de gânduri și de necazuri și de... M-au supărat și mai acum câteva zile, tot așa, niște vântură lume de ăștia care vin din 4-4 ani, unul din ei care tot așa a venit și a dispărut, s-au mirat că eu vreau să mă mormântează la mine acasă. Nu se poate, domnule, trebuie să luăm o aprobare, domnule. Și vorbesc, domnule, nu mă lăsați nici mă la mine, la Sfântioara, păi mi-a dat nici n-am auzit, domnule, asta, când ai venit la Gâncea, că acum a plecat și a plecat săracul. Nu mai știe nimeni, nu vă spun numele, că nu merită. Dar chiar așa să am știut să mă rog de Vâlcen, să mă rog la mine acasă, ar fi culmea. Dar să știți că mi-am făcut mormântul cu ajutorul un alt preasfințit. Și scrie pe el așa, Nino Săracu și atât, o placă de marmură, de marmură, de piatră, de brața, de bulgărească, că un capitalist ciocoi nou, așa, pun mâna pe toată marmura și pe toată piatra și când am vrut eu să cumpăr piatra de mormânt, el n-a mai vândut piatra de mormânt. Și nicio piatră, vândea totul străinătate. Așa e și bine, că omul e foarte bogat și frumușel, așa și, mă rog, și-a reușit în viață. Și atunci a trebuit să-mi aduc din Bulgaria piatra de mormânt, care e piatra care sunt treptele, făcute treptele mănăstirilor și biserice. Și scrie pe ea, afar de numele meu, că n-am vrut să spun nici când m-am născut, nici când am murit, că să rămân așa. Și jos scrie atât. Lupta cea bună am luptat, alergarea mi-am încheiat, credința am păstrat-o. Apostolul Pavel. Asta e viața. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați ales locul bibliotecii să lansați. Nu am ales eu, domnule, Isabela. Mulțumesc Isabela pentru faptul că am ales acest loc. Și vreau să vă spun că suntem extrem de onorați să faceți astfel de lansări și aici, la Biblioteca Județeană, și vă așteptăm și cu următorul bun. Păi dacă nu m-ați chemat până acum. Eu v-am chemat în permanență, dar Isabela a uitat la înaintea mea. Eu cred că prima dată am vorbit acum când m-ați întâmplat. Ba nu, am mai vorbit împreună. Mi-a spus primarul de la Sfântioara, zice, domnule, vă așteaptă prietenul meu care
a organizat o lansare, păi și nu mă răspunde, domnule. Da, păi nu, domnule, Izabela. Cu siguranță se probleme cu Izabela. A fost intermediar. Dar când faceți conectura filmului, mai întrebați-mă două, trei lucruri, dar în orice caz să știți că m-am născut la Râdicuș. O să răspund.